Dintre subiectele favorite din Sfânta Scriptură, pentru mine, a fost întotdeauna viața lui David. Nu cu mulți ani în urmă, am avut un serial întreg din viața lui David și vreau să desconspirăm un mic secret împreună cu Rodica. Încercăm să producem o carte despre viața lui David, câteva lecții practice pentru viața noastră de fiecare zi, inspirate din viața lui David. În seara asta aș vrea să vă atrag atenția asupra doi oameni dintre acești viteji al lui David care au venit pe lume cu niște nume nu prea grozave. Și mulți dintre noi în seara asta o să ne regăsim în istoriile acestor doi oameni. Putem să citim în 2 Samuel, capitolul 23, începând de la versetul 8, și am să subliniez numele acestor două persoane în timp ce citesc. Iată numele vitejilor care erau în slujba lui David. Ioșeb-Bașebet, acesta este unul dintre ei, Techemonitul, unul dintre fruntașii căpetenilor. El și-a învârtit sulița peste 800 de oameni pe care i-a omorât dintr-o dată. După el, Eleazar, fiul lui Dodo, fiul lui Ahohi. El era unul dintre cei trei războinici care au ținut piept împreună cu David împotriva filistenilor strânși pentru luptă, când bărbații lui Israel se dădeau înapoi pe înălțimi. El s-a sculat și a lovit pe filisteni până ce i-au obosit mâna și a rămas lipită de sabie. Domnul a dat o mare izbândă ziua aceea. Poporul s-a întors după Eleazar numai ca să ia prada. După el, Shama, și acesta este al doilea, Shama, fiul lui Ache, din Harar, filistenii se strânseseră la Lehi, acolo era o bucată de pământ semănată cu linte și poporul fugea dinaintea filistenilor. Shama s-a așezat în mijlocul logorului, l-a apărat și a bătut pe filisteni și Domnul a dat o mare izbăvire. Doi oameni cu două nume ciudate. Dacă studiem puțin istoriile și semnificația numelor acestor oameni, descoperim că numele lor sunt nu numai ciudate. Ioșet
Iosheb Bashebet înseamnă rușine. Imaginați-vă că intri într-un birou și ești întrebat cum te cheamă. Rușine Gheorghe. Nu? Teribilă chestia asta. Uneori moștenim de la părinții noștri niște nume și suferim din pricina lor toată viața. Aveam în armată, îl chema Cârnațion. Nu exista să pronunțe cineva numele acestui om sau el să-și spună numele, să nu existe un zâmbet, așa cum ați avut și dumneavoastră când ați auzit de Cârnați, nu? Cunosc un pastor din România, îl cheamă Uiuiu. Îl știți foarte bine pe Gheorghe Uiuiu. Într-o zi am glumit că i-am zis, bă, Gheorghe, schimbă-ți numele ăsta, domnule. Dar cum? Acceleratul Timișoara Baia Mare. Uiuiu. După care un sunet unui tren, nu? Dar când te naști cu nume din asta, toată lumea face câte un banc pe seama numelui tău, nu? Dar să te cheme rușine. Celălalt, Shama, înseamnă pierdere, risipă, gunoi. Acum vine fratele Gunoi. După predica lui Marius, predică fratele Gunoi, nu? Vă dați seama cum merge treaba asta. Prietenul meu, Vasile Palincaș, era păstor la Florida și tot îi spunea, mă, Vasile, schimbă numele, că nu merge, mă, Palincaș cu pastor. Ori te ocupi de țuică, ori de păstorație, nu merge, domnule. Dar zice, dar cum vrei să mă cheamă, domnule? Mă cheamă Palincaș Vasile. Am zis, Palincaș Ion. La Chicago am avut o familie foarte simpatică, ne știm bine, suntem prieteni, Mitru Zdrențan, știți bine pe Mitru. Într-o zi Mitru s-a supărat pe numele ăsta, nu? Să te cheme Zdrențan, nu-i plăcea deloc. Mai ales că americanii își strâmbau limba de fiecare dată când îl pronunța, nu? Dumneavoastră, nu pățiți așa, poate aveți nume mai cu minți, așa, dar eu am necazuri de fiecare dată. Lascua, Lascau, Lastcau, wow, let's go. Oricum îmi spun, niciodată nu nimeresc cum trebuie, nu? Am fost undeva și când mi-a citit numele, zice, welcome, Mr. Lascau. Am fost șocat. Zice, de unde, cum? Zice, sunt poloneză și eu am mai citit nume de astea românești și mă pricep la ele. Wow, am fost foarte mirat. Nu toată lumea se pricepe să-ți citească numele și când te cheamă Zdrențan, s-a hotărât să schimbe numele. S-a dus la unde trebuie să schimbe numele. Mai știa și o limbă engleză aproximativă și în sfârșit i-a venit hârtiile. L-au întrebat aia cum vrea să-l cheme și a spus Wesley. Nice, super, nu? Și a descoperit că pe pașaport scria Dumitru Wesley Zdrențan. N-a putut scăpa de Zdrențan de tot. I-a băgat middle name. Nu? I-a băgat middle name. Să te cheme, domnule, rușine și gunoi, nu? Garbage. E o povară teribilă să vii pe lume cu asemenea nume, nu? Și totuși, în ciuda acestor nume, să fii un om mare al lui Dumnezeu, să ajungi un viteaz de-a lui David, un om care conduce destinele unei țări. Este un lucru extraordinar. De fapt, fiecare dintre noi avem o moștenire, nu? Venim dintr-o istorie, dintr-o familie și nu întotdeauna istoriile noastre și moștenirile noastre sunt grozave. Când am fost în România acum, una dintre localitățile pe care le-am vizitat a fost Sebiș, o localitate, un orășel în care eu mi-am făcut liceul. Și în Sebiș locuiesc majoritatea sătenilor din satul în care eu m-am născut, Roșia. Toți s-au mutat la Sebiș. Și pentru că majoritatea celora din satul meu erau din Biserica Baptistă, acum sunt în Biserica Baptistă din Sebiș. Și datorită vizitei noastre la Biserica Pentecostală au venit toți cei din Roșia. De fapt, corul Bisericii Baptiste din Sebiș a venit și a cântat la Biserica Pentecostală. Și am fost, ce să vă spun, mai mult decât fericit să văd
oameni din satul meu, mulți mai tineri decât mine, nu i-am recunoscut aproape pe niciunul dintre ei acum, dar a fost extraordinară experiența să-i văd pe oamenii aceștia lăudând pe Domnul în biserica de acolo. În timp ce am vorbit când cu unul, când cu altul, fiecare nu mi-a spus cum îl cheamă, ci mi-a spus porecla. Pentru că fiecare om din sat avea o poreclă. Ne știau după poreclă, nu după nume. Nu? Mama era de-a lui Neamțu. De-a lui Neamțu. Nu știu de ce ziceau așa, abar n-am. Dar tata lui mama, bunicul meu, a fost Neamțu. O fi fost Neamț, uneori bănuiesc că a fost, că tare le-am eu cu punctualitatea. Poreclele acestea spun ceva despre istoria noastră, despre istoria familiei noastre. Toți oamenii din sat aveau poreclă. Și oamenii ne cunosc după porecla asta. Dacă am avut o istorie mizerabilă în familie, nu? Bețivul satului. Te-ai trezit că ești pruncul bețivului sau fata alcoolicului, a curvarului sau cine știe cui din sat, nu? Ai venit în lumea asta cu o moștenire, ai venit cu o istorie. Tragem după noi consecințele strămoșilor noștri. Poreclele astea se transmit, vin după noi. Și nu este ușor să le înfrângi moștenirile astea, să le depășești. Uneori oamenii te convin că așa ești, ești pruncul bețivului din sat. Nu meriți mai mult și nu te poți ridica mai sus decât asta. Ești săracul de la marginea satului, ești, ce știu eu, copilul muncitorului. În vremea comunismului era o întrebare foarte grea la care trebuia să răspunzi oriunde te duceai, era întrebat despre originea ta. Originea ta. Trebuia să ai origine sănătoasă. Ați mai auzit de asta? Origine sănătoasă. N-ați avut, eu am avut de-a face cu origine sănătoasă tot timpul. Și eram binecuvântat să am o origine sănătoasă, să vedeți de ce. Cu toate că tata și unchiul meu au avut batoză în sat în timpul capitalismului, nu? Și au fost porecliți chiaburi, chiaburii satului, așa? Tata a avut prezența de spirit să se înscrie în colectiv imediat ce a apărut colectivul și a fugit la oraș. Și s-a făcut funcționar, s-a făcut clasă muncitoare. Și atunci când mă întreba la școală originea mea, eram tata muncitor, mama casnică. Origine foarte sănătoasă, nu? Aveam colegi care nu erau așa binecuvântați ca mine, n-aveau origine sănătoasă ca mine, nu? Tata scriitor, wow, ăla de la vechi, din timpul, deja era o problemă foarte mare. Mama, cine știe ce altceva era, nu? Dacă ai avut ceva avere înainte, originea era praștie, nu erai bun de nimic, erai periculos, erai element periculos pentru noua rânduire. De aceea, părinții ne lasă un fel de moștenire, vrem noi sau nu vrem, avem o origine. Și lumea în care trăim noi judecă originea aceea ca fiind sănătoasă sau nesănătoasă și suntem etichetați ca atare. De fapt, oamenii ăștia lui David, dacă ne uităm așa, nu au o origine sănătoasă, niciunul dintre ei. Ascultați, oameni aflați în nevoie, dacă vă uitați în capitolul precedent, ei erau oameni aflați în nevoie. Spune Sfânta Scriptură că ăștia erau oamenii din care David a făcut oamenii mari, eroii de care el s-a folosit, oameni aflați în nevoie, așa, capitolul 22, versetul 2. Toți cei ce se aflau în nevoie, care aveau datorii sau care erau nemulțumiți, săraci, plini de datorii și nemulțumiți. Acum dacă penetrăm puțin cuvântul ăsta nemulțumiți. De ce erau ăștia nemulțumiți, domnule? Că erau săraci, că aveau datorii? Nu cred. Cred că erau nemulțumiți de conducere, de Saul. Erau nemulțumiți de politica
existentă în țară. De aceea, în semn de protest împotriva lui Saul, se duc să fie haiduci cu dușmanul lui Saul, cu David. Se duc la David. Dacă te gândești la originea acestor oameni, nu este deloc sănătoasă. Ce faci să ai o biserică formată din oameni aflați în nevoie, să poți faci la colecte până e lumea, că nu se adună mai mult de cât să plătești petrolul din lampă, nu? Să fie plin de datorii, așa, să urmărească IRS-ul după ei tot timpul, și să fie și nemulțumiți și de Obama, dar și de pastorul bisericii, nu? Ce faci, domnule, cu asemenea biserică? E bine, asta este biserica lui David, dacă vreți. Cu ăștia pornește David la lucru. Este șocant, surprinzător să vezi că David face ceva din oamenii aceștia. Cum au putut oare ajunge oamenii aceștia vitejii de care s-a folosit Dumnezeu într-un mod atât de extraordinar? Cineva a spus că au fost trei lucruri pe care le-a folosit Dumnezeu și David în formarea acestei grupe de elită de viteji. În primul rând, un plan divin. Au urmat un om ales de Dumnezeu. Și s-au dus după un lider, după un om care era după voia lui Dumnezeu, care era după inima lui Dumnezeu. L-au urmat pe un om care avea inima lui Dumnezeu. În al doilea rând, au pășit curajoși într-un conflict spiritual în care s-au găsit. Au înțeles că războiul în care ei sunt implicați nu este numai cu filistenii, ci este un război între binele și răul existent în univers, între Dumnezeu și diavolul. Și oamenii aceștia au văzut de fiecare dată, în orice dificultate, o nouă oportunitate. Au transformat dificultățile în oportunități. Acestea au fost trei caracteristici care au transformat pe oamenii aceștia săraci, plini de datorii și nemulțumiți, în oamenii viteji de care s-a folosit David. Dar haideți să discutăm puțin despre acești doi viteji al lui David, fratele Rușine și fratele Gunoi. Cum i-a transformat Dumnezeu pe oamenii aceștia în niște oameni remarcabili? Spuneam că fiecare dintre noi moștenim un nume de la părinți. Nume, renume, poreclă, păcatele familiei, istoriile, amintirile care sunt. Fiecare dintre noi apoi trăim nu numai cu rănile pe care le-am moștenit, ci și cu alea pe care le-au produs ceilalți, uneori datorită numelui care îl avem. Rănile cuvintelor care s-au spus la adresa noastră. Respingerea, pentru că te-a chemat fratele rușine, ți s-a trântit ușa în nas. Pentru că te-a chemat gunoi, prejudecățile oamenilor ți-au închis oportunități, ți-au închis drumuri, ți-au pus bariere în față. Moștenirea numelui rău care l-ai te-a împiedicat să ajungi departe în viață. Țin minte când ne-a chemat pe cei trei sfinți la construcții decanul facultății, printre altele ne-a spus, mă băieți, îmi pare rău de voi, că aveți note fine la școală și am un respect față de voi și credința voastră, dar în sistemul în care noi suntem, voi nu o să ajungeți nimic în viața asta. Mie personal mi-a spus că regretă că aș fi putut rămâne asistent la facultatea de construcții și să intru în cariera de profesor, pentru că aveam note foarte bune și mă calificam după notele mele. Dar zice, pentru credința ta, cine știe ce o să ajungi, mai băiatule? Să știți că m-am gândit bine la treaba asta. M-am uitat în istorie. Toți trei am ajuns în America. Toți trei ăștia de care ne-a plâns tovarășul de mil am ajuns în America. Mulți dintre colegii noștri au murit în noroaiele șantierelor din România, au murit de alcoolici. Nu știu ce au ajuns de ei, mai ales din aceia care au îmbrățișat cariere politice. Nu? Aveam câțiva care se lansaseră puternic în politică, era secretarul de partid pe facultate. Îl țin minte și acum, un coleg mic de statură și subțirel, care era mare, mare politician. Cred că a venit Revoluția
Și cine știe până ce făgăună s-a ascuns săracul cu toată originea lui sănătoasă după aia. Istoria s-a întors brusc. Gândiți-vă la moștenirea care o aveți, la rănile care vi s-au produs datorită numelui sau originii. Fiecare dintre noi avem o istorie de genul ăsta. Știți că putem să biruim și să fim oameni mari lui Dumnezeu pentru că Dumnezeu schimbă numele noastre sau adaugă ceva la ele. Este foarte interesant când Dumnezeu l-a chemat pe Avram, i-a adăugat o literă la numele lui Avram și l-a făcut tatăl tuturor credincioșilor, tatăl multor neamuri, nu? La Sara, înapoi a mai pus un A și a făcut o mamă tuturor neamurilor. Lui Petru i-a spus, Simone, o să te cheame Petru de azi înainte. I-a schimbat numele. Hristos a schimbat numele la mulți oameni. Dumnezeu a schimbat numele multor oameni. Dumnezeu poate să schimbe numele tău. Indiferent cât de neplăcut este El, Dumnezeu îți dă un nume nou. Rănile și suferințele trecutului sunt materialul folosit de Dumnezeu pentru a zidi mari oameni credinței. Johnny Cash are o melodie foarte drăguță, A Man Named Sue, nu? Un bărbat cu nume de femeie. Și că taică-sui a pus numele ăsta de femeie, nu? Să aibă de suferit ăsta, să se facă bărbat. Oriunde se ducea și spunea cum îl cheamă, toată lumea îl lua în balon pe ăsta că avea nume de femeie, nu? De aceea a crescut un bărbat viguros pentru că s-a bătut cu toată lumea. Datorită acestui nume. Dumnezeu folosește suferințele trecutului ca un material pentru a zidi oameni mari ai credinței, pentru a ne face oameni puternici. Când am fost în România, lucrurile erau mai simple și mai ușoare într-un fel, pentru că știam exact cine este dușmanul. Comuniștii erau dușmanii noștri. Lucrurile erau alb-negru. Acum lucrurile foarte schimbate în România, nu mai știi cine este dușmanul. S-a schimbat complet peisajul. Dar atunci era foarte clar, știam exact cine este dușmanul nostru și știam să-l biruim. Ne obișnuisem deja și eram, cum să spun, fortificați în felul, în modul în care ne tratau. Mă, pocăilă, v-am spus că la serviciu așa îmi spunea un șef de șantier, niciodată nu spunea pe numele, numai mă pocăilă. Și nu era ușor să auzi cuvântul ăsta în mijlocul tuturor muncitorilor în care era inginer, nu? Dar faptul ăsta m-a fortificat. Nu mai roșeam, nu mai mi-era rușine de cuvântul ăsta, nu? Mă pocăitule, era deja titlul de onoare. Asta te face puternic. Dumnezeu deci folosește materialul ăsta trecutului să creezi oameni puternici. Dificultățile din viața noastră sunt și mari oportunități. Identitatea unui luptător nu este distrusă de adversitate. Luptătorul în război devine ori moare ca erou, ori este un biruitor și este un erou și mai mare, este un luptător și mai bun după lupta care urmează. În seara asta vreau să închei spunându-vă că noi avem o identitate de recâștigat. Nu suntem românul, eu știu, care știe o engleză aproximativă din America. Okay? Aici suntem mai fericiți dacă am fi în România sau dacă am fi în Europa la ora actuală, am avea mult mai mult de suferit din pricina asta. Pentru că în Europa emigranții și străinii nu sunt tratați prea frumos. În America toată lumea este emigrant, mai ne iartă și nu avem așa mult de suferit din pricina asta. Dar este suficient să te întrebe cineva la stor, de unde veniți? Dar de ce întrebați? Păi zice, aveți un accent. Nu? Eu deja când mă întreabă de unde vin, am și eu întrebat, da, dumneavoastră, de unde veniți? Zicea, din Texas. Aha, am bănuit, aveți un accent. Atunci deja nu mai încearcă să mă chinuie pe mine, deja iau eu conducerea.
Nu ești un român care știe o engleză aproximativă. Nu asta este identitatea noastră. Nu ești un middle class sau low class din America. Nu ești un sărac al Americii. Nu asta este identitatea noastră. Nu ești pentecostal, baptist, eu știu, catolic, greco-catolic și mai departe. Nu asta este identitatea noastră. Identitatea noastră este alta. Eu sunt creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Asta este identitatea mea. Eu sunt creat după chipul lui Dumnezeu. Pentru asta sunt important. În al doilea rând, sunt răscumpărat prin sângele lui Iisus Hristos. Ascultă-mă bine, nu contează cum te cheamă. Dacă te cheamă rușine sau gunoi, sau cred alții că ești un gunoi, că ești o pierdere și o risipă. Nu contează ce crede lumea despre tine. Tu ești creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu și pentru tine a murit Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Și dacă ai fi fost singur pe lume, Iisus ar fi venit să moară pentru tine. Asta este lucrul cel mai important pentru toată viața ta. Tu ești moștenitor împreună cu Hristos a vieții veșnice. Ești cetățean împreună cu sfinții, om din casa lui Dumnezeu. Ai pașaport din eternitate. Asta este identitatea ta. Indiferent ce nume îți dau oamenii sau ce poreclă sau ce, eu știu, prenume îți spun ei. Okay? Tu ești important pentru că ești cetățean împreună cu sfinții, om din casa lui Dumnezeu. Tu ești mai mult decât biruitor împreună cu Hristos. Indiferent cum te cheamă, indiferent de trecutul tău, indiferent de moștenirea ta părintească, indiferent de porecla care ți s-a dat, astea sunt lucrurile care ne fac mai mult decât biruitori. Asta îl transformă întotdeauna pe Șama gunoi într-un viteaz al lui David. Lucrul acesta îl transformă pe Ioșeb Bașebet, rușine, într-un viteaz al lui Dumnezeu. Creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, răscumpărat prin Iisus Hristos, prin jertfa de la cruce, moștenitor cu Hristos a vieții veșnice și mai mult decât biruitor împreună cu Domnul în circumstanțele vieții. Asta este identitatea noastră. Pentru asta trebuie să luptăm. Trebuie să ținem la ea. Asta ne face să ridicăm capul sus în fața oricărui om. Asta ne face să nu ne complexăm în fața nimănui. Doamne, câte complexe mai dezvoltăm și mai ales la vremea tinereții. Mi-e efectiv milă de foarte mulți tineri complexați, ba cum arată pentru că se compară cu actori de la Hollywood, ba câți bani are taică-sau. Dumneavoastră, nu știu cum a fost dumneavoastră, dar eu mi-era așa de ciudă că am un tată sărac, domnule. Sărac și zgârcit, nu? Toată lumea avea tați bogați, domnule, în afară de a meu, nu? Era groază să trăiești cu asemenea părință. Complexe de genul ăsta. Ce să vă spun, toată tinerețea mea m-au ținut într-o sărăcie din asta teribilă. Acum mulțumesc Domnului pentru ea. Dacă aveam pantofi, n-aveam pantaloni. Erau scurți. Ieșeau genunchii prin ei. Nu? Era teribil. Când aveam pantaloni, pantofii erau o problemă, nu? Cum să te duci la întâlnire cu fetele mele în halul ăsta? Nici vorbă. Nu? Mergeam la filme noaptea, să nu vadă găurile din pantofi. Complexele astea mi-au urmărit și mie și altora toată copilăria. Țin minte că a venit mama la Sebiș, eram cred că în clasa a șasea sau a șaptea, am așteptat-o la gară și m-am dus, cum se duc tot copiii, clasa a șasea, ca și ei din la mea, m-am dus desculț la gară să o întâmpin pe mama. Nu? Și culmea, domnule, niște colegi de-a mele de la liceu m-au văzut desculț. Și au râs de mine, că omul desculț, o copil de oraș, nu? Biata țară. Și complexul ăsta mi-a rămas toată viața.
pentru mine este ceva teribil să mă vadă cineva desculț. Și acum, la bătrânețe, trebuie să am ceva pe picioare, neapărat. Nu? E chestiunea, sunt teribile. Complexe pe care noi ni le-am dezvoltat. E bine, nu astea trebuie să ne definească pe noi. Nu numele noastre, nu moștenirile noastre, nu întâmplările de genul ăsta, ci aceste adevăruri fundamentale. Eu sunt o creație specială după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, pentru mine a murit Iisus Hristos, sunt cetățean împreună cu Sfinții om din casa lui Dumnezeu și cu Hristos sunt mai mult decât biruitor în orice circunstanță din această lume. Și I don't care ce spune restul lumii cum mă cheamă. Poate să-mi spună cum vor. Nici nu aud, nici nu văd. Îmi chipui când la Palatul lui David, majordomul care anunță vizitele la palat, bătea cu toiagul și spunea, vine generalul rușine. Wow! Vine capitanul gunoi. Oamenii aceștia n-au mai trăit în complexele numelor și a moștenirilor lor, ci au trăit prin altceva, prin realizările și prin credința lor care a făcut oameni mari. Asta este mesajul meu în această seară. Indiferent cum ne cheamă, de unde venim, nu asta este important. Important este că suntem fii de Dumnezeu pentru care a murit Hristos, suntem cetățeni împreună cu Sfinții și mai mult decât biruitor cu Domnul nostru Iisus Hristos. Numele Lui să fie slăvit în veci. Amin. Haideți să ne ridicăm în picioare și să mulțumim Domnului pentru identitatea care ne-a dat-o și care este așa de minunată. Să ne rugăm. Doamne, în această seară îți mulțumim că Tu noi ne-ai lăsat să fie...